Deci sunt 15 spitale în rețeaua gestionată de Ministerul Transporturilor, care astăzi nu arată în cea mai bună stare și a căror potențial poate fi valorificat prin această metodă. Elementul de noutate de aici constă în abordarea parteneriatului public-privat din noua legislație, care tocmai a fost adoptată, în sensul că legea prevede că parteneriatul public-privat nu se aplică doar în domeniul investiții în construcții și infrastructură, ci și în domeniul operării serviciilor publice. Este ceva asemănător cu încredințarea managementului unor unități de stat, dar e mai mult decât atât, pentru că partenerul privat, în afară de asigurarea managementului a operării serviciului public, va participa cu fonduri proprii pentru dezvoltarea, modernizarea sau eficientizarea unităților pe care le va administra. Primul proiect de acest gen este operarea acestei rețele de spitale a căilor ferate române, pe care le vedeți reprezentate pe această hartă. Deci, repet, 15 spitale, starea lor nu este în condiții foarte bune, deși acolo există o resursă foarte importantă, avem medici și asistente cu pregătire foarte bună. Un avantaj important pe care îl aduce parteneriatul public-privat în acest caz este că vom eficientiza managementul acestor unități medicale. Nu vom mai vorbi de 15 manageri cu abordări diferite, de 15 contabili cu evidențe contabile diferite sau de 15 modele de management. Va fi un singur centru decizional la investitorul privat. Acesta va fi condiționat prin contractul de parteneriat public-privat să ridice nivelul de dotări și să modernizeze cele 15 spitale după anumiți parametri care vor fi stabiliți în cursul negocierilor. Nu vor fi însă spitale private. Veniturile vor veni ca și în prezent, în principal de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar ele vor fi încasate pe o perioadă determinată de timp de către partenerul privat în schimbul serviciilor medicale furnizate.